Neața, hei, eu sunt Ia și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi mergem în Sfântul Gheorghe și trebuie să ne pregătim, trebuie să mă schimb, trebuie să-mi continui bagajelul. Am câteva chestiuțe, dar mai sunt câteva chestii pe care n-am putut să le pun aseară pentru că le mai folosesc în dimineața. Și facem bagajelul, mă schimb, mă mai uit dacă nu cumva am uitat ceva. Și după dezăpăzim mașina pentru că, uitați ce e afară, uitați. Jingle bells. Îl avem aici pe iubitul meu care este foarte trist pentru că plec și că o săptămână o să fie fără mine. Îl avem aici pe iubitul meu. Iub, te avem aici. Lăsăm în tristețea lui. Și noi ne pregătim să mergem la SFG și Saint George. Și nu știu dacă ați văzut, dar am lăsat mărci de Crăciun. Dacă nu v-ați luat, aveți linkul în descriere pe shopify.ro/tia. Aveți un mărci super drăguț de Crăciun, de iarnă, de fapt. Eu îl ador și chiar azi o să mă îmbrac complet în negru. O să-mi iau și tricoua cu Betty și măscuța cu Betty. Și mergem la Betty. Ok, hei, am rămas singurei și avem o problemă. Ieri mi-am setat. Wow! Auziți? Asta e zăpada. Ok. Deci, ieri mi-am lipit cu picătura susținătorul ăla de telefon, suportul de telefon. Și acum, când să plec, mi-am dat seama că nu s-a lipit. Așa că tot drumul o să trebuiască să stau și să mă uit pe Waze, gen între picioare sau în mână. Ceea ce mi se pare oribil pentru că e destul de periculos și mi-e frică. Dar o să fie bine. Este prima dată când mă duc acasă pe zăpadă și este prima dată când merg 200 de kilometri pe zăpadă. Și sper să nu am deloc incidente, să nu mi-alunece mașina, să nu mi se blocheze mașina pe undeva, să habar n-am, dar e destul de periculos și pe Waze îmi arată că ajung în 3 ore. Normal, când era vremea normală, am arătat 3 ore jumate, acum nu știu ce mi-arată 3 ore. Dacă mi-arată 3 ore, fac 4 ore, pentru că eu merg mult mai încet decât îmi zice Waze-ul, că sunt foarte, foarte, foarte careful la volan. Doamne ajută! Așa m-a învățat mama să fac la fiecare drum. Bună! Hey. La fiecare drum să-mi fac cruce. Mai ales la drumurile astea lungi. Da, de-abia aștept să o văd pe Betty. De data asta o să fie și tata acasă, a venit din Germania. O să stau acasă pentru o săptămână. Și nu știu ce să vă mai zic. O să mă pun să ascult colinde și ne vedem altă dată. Ne vedem mai încolo un picuț. Sincer, deja mi se pare obositor și enervant să stau cu telefonul în mână. Adică nici n-am ieșit din Domnești, ca să înțelegeți. Și mi se pare extrem de obositor și enervant să mă uit după fiecare curbă sau oriunde e o intersecție să stau, să ridic telefonul și să mă uit pe unde trebuie să o iau. Și când mă gândesc că trebuie să fac 3 ore și ceva lucrurile astea, mă nebunește. Dar tot ce este important este să ajung safe acasă. Și da, așa o să fie. Dar faza este că dacă mergi încet și mergi pe prima bandă, nu are ce să se întâmple. Eu și când frânez, am foarte mare atenție, mă uit dacă și cel din spatele meu a observat că eu frânez. Adică, pana mea, boss, să te uiți că frânez, nu cumva să vii să mă pupi în fundăleța. Am văzut că în ultimul timp numai accidente de genul s-au întâmplat, pentru că nu și-au schimbat cauciucurile de iarnă și au alunecat, nu s-au oprit, au alunecat și pe jos, pana mea. Asta înseamnă responsabilitate! A venit melodia mea la radio!
bun. Why are you always in the mood? Mi-ați văzut fața? Știți cum s-a uitat nenea de pe stradă? Știți ce s-a întâmplat? Mi-a căzut toată zăpada de pe mașină. Gen deasupra. Oh my god. Bă, frate, dar tirurile astea nu-și dau seama că pur și simplu mai trebuie să îngapă mașină pe banda cealaltă. Adică chiar e necesar la fiecare tir pe lângă care trec să mă duc în șanț. Am ajuns și eu acasă, GoPro-ul probabil nu mai avea baterie, dar nu este problemă. N-am avut nicio problemuță pe drum. A fost un drum ușor, îl văd pe tata. Ok, să mă prefac că nu-l văd. Crede că e amuzant? A fost zăpadă peste tot. Ce bine. Ce face, bă, bă, mea? Plângi? Încep. Să mă duc, să mă duc. Dar voi n-ați văzut cu ce sunt îmbrăcată? Bă, da, cu tenis. E cu betișor acolo, uite. Ăla e al meu tricou. Și, uite, și masca. Eu aia, pe bete am cupat-o acum. N-am avut mască. Bună ziua. Hai să arunjăm rechișa. Am ajuns și eu acasă de vreo 4-5 ore. Începusem să vă povestesc despre drum, dar a apărut tata și a început să plângă. A fost ok, într-adevăr se aluneca. Mă enervau cei care efectiv stăteau lipiți de mine și încercau să mă grăbească. Adică, hei, dacă tu te grăbești, tu te și riscă-ți viața. Eu nu vreau să mă grăbesc, eu merg încet și atâta timp cât merg la limită, nu înțeleg care este problema. Am ajuns destul de repede, în 3 ore și un sfert, ceva de genul. Prima dată când am venit în Sfântul cu mașina singură, am făcut 5 ore. Deci vedeți că deja nu mai e frică, nu mai am probleme. Eu m-am dus la Petit 3 jucărioare și a fost foarte fericit asta cu ele în cură non-stop. Stați așa. O să spun că, sincer, a fost un drum obositor totuși, că mă simt destul de obosită, deși este ora 6, adică, nu știu, e ciudat. Jumătate de drum a fost cu zăpadă, după aia când am ajuns în zona de munte nu mai era zăpadă deloc, dar în zona aia cu zăpadă, pur și simplu, de la concentrare, cred, te dor ochii și e super obositor. Și ciudat că unde era zăpadă, era înnorat și unde nu era zăpadă deloc, era soare și era frumos și, de exemplu, la mine în oraș era foarte frumos și nu era zăpadă deloc. Dar mă bucur că, deși m-am împărtit vreo 20 de minute ca să-mi găsesc un loc de parcare, am găsit până la urmă fix în față la mine, la bloc. Doamne, sunt atât de obosită și am atâtea chestii de făcut. Ce, ți-e și ție somn? Dar ce-ai făcut azi? Din București până aici, pentru că sigur că mi-a murit bateria de la GoPro și n-am prins toate glumele de la volan și toate fazele mișto și amuzante. Nu știu dacă s-a prins pe GoPro când a trecut o vulpe prin fața mea și eram efectiv... O vulpe! O vulpe. Da, dar... Acesta a fost vlogul de azi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia, alături de Betty, evident. Vă pupăm și vă iubim. Pa, pa! Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. Ești fighting gang și are părul roz. Ne face să zâmbim, nu e ca tine boss. Îi pasă de noi, ne susține zi de zi. Ce face Dia, nu e deloc easy. Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. Sus în top.